companie. Pornit de la prezenta 8 întrebări, la care începea să ofere răspunsuri pentru fiecare dintre ele, astfel încât la final să ai un buget cât mai optimizat pentru campania respectivă. Prima întrebare este în momentul în care setez o campanie pentru produsul meu, ce cuvinte cheie aș căuta eu ca potențial cumpărător pentru acel produs? Ideea e evident să ai cât mai multe cuvinte cheie, o ai cât mai mare de cuvinte cheie, pentru că atinge un număr cât mai mare de potențial clienți. Aceste cuvinte cheie trebuie să fie cât mai targetate. De ce? Pentru că Google mărește costul pe click în funcție de, care se solucionează costul pe click în funcție de cât de, de rata de click m-a textat. Astfel, evident, e recomandat la început să setezi un număr cât mai mare de cuvinte cheie, dar pe parcurs ce monitorizezi campania, trebuie să vezi care dintre aceste cuvinte performează în realitate. Așadar, dacă la început folosiți un tool de a genera cuvinte cheie pentru anume tematică, este recomandat ca la 2-3 zile după ce ați adăugat un volum mare de cuvinte, să monitorizați și să vedeți care dintre acestea au o rată de click bună și care merită scoase, care nu sunt performante. Un alt element important este să utilizați tipul de potrivire. În momentul în care adăugați un cuvânt, acesta by default are potrivire amplă. Ce înseamnă asta? Dacă adăugați, să spunem, cărți informatică, el va afișa textul dumneavoastră atât pentru cărți erotică, cât și pentru informatică contabilitate. În momentul în care adăugați potrivire expresie, expresia aceea va fi încadrată de, de exemplu, să luăm cazul cărți informatică. Un utilizator care caută cărți informatică română va avea textul afișat. Un utilizator care caută doar cărți, după aceea va mai fi afișat textul campaniei. Pentru potrivire exactă, stic pentru cuvântul cheie cărți informatică va fi afișat textul. Pentru cărți informatică română nu va fi afișat. Puteți să folosiți și potrivire negativă. De exemplu, în imaginea alăturată aveți un exemplu, offshore Republica Dominicană, a fost un termen căutat pentru offshore IT. Ei, l-am eliminat pentru că nu era relevant pentru campanie și am adăugat semnătură digitală, care a potrivire exactă din lista de cuvinte cheie căutate de utilizatori. Puteți avea această listă de cuvinte cheie după ce o setați. Există o opțiune de a afișa fix cuvintele cheie ce au fost căutate de utilizatori și au fost afișat de textul de campanie. Un element în campanie, evident, este textul și cât de bine optimizat este acesta. În primul rând, e bine să aveți textul pentru număr cât mai multe cuvinte cheie, să fie foarte tematic textul respective. Deci împărțiți campania pe foarte multe adlocuri, pe care aruncați cuvinte cheie respectiv textul și monitorizați și optimizați. Dezactivați textaturile care nu aduc rezultate și în cadrul textaturilor dumneavoastră adăugați unul, cuvinte cheie folosite în campanie, pentru că acestea vor fi bolduite, de exemplu, clinică stomatologică, vor fi bolduite în textaturile unde apărea clinică stomatologică și va atrage atenția vizitatorului mărind rata de click. De asemenea, folosiți mesaje call to action în textaturi și ce am observat din campaniile pe care le-am demulat, o întrebare, atunci în textaturi, de exemplu, cum e clinică stomatologică sector 3 și 6 de dentare, cine este campania mea, dar e un exemplu, aduce o rată mai mare de click. Utilizatorul interacționează mai bine cu textaturile respectiv. A treia întrebare pe care mi-o pun în momentul în care vreau să optimizez bugetul este dacă landing page-ul pe care l-am pregătit pentru campania mea, dacă în landing page-ul respectiv se regăsesc toate informațiile pe care vreau să le ofer vizitatorului și dacă în acel landing page am un call to action, un formular prin care preiau adresa de e-mail, datele de contact pentru a intra în legătură cu el ulterior. Testați mai multe variante de test de landing page-ul. În site-ul anterior, de faptul că pot fi create mai multe adlocuri
pe fiecare altul, asignați landing page în funcție de cuvintele cheie și de mesajul transmis prin text. De asemenea, landing page-uri pot fi asignate la nivel de cuvânt cheie. Asta dacă pe un ad group aveți un anumit landing page, dar aveți un cuvânt cheie pentru care veți oferiți informații suplimentare, puteți setați un link, un landing page dedicat special pentru acel cuvânt cheie. Evident, landing page-ul trebuie să aibă legătură cu mesajul transmis și să genereze, cel puțin să-i puteți prelați adresa de e-mail, să faceți să completeze formularul prezent pe acel landing page. Și în continuare am câteva exemple de landing page-uri. Toate sunt pentru, din domeniul bancar. Acestea, filmatorul, sunt pentru credit. Observați în partea stângă, calculatorul de rate, pe care el îl completează, calculează acum, în pasul următor, îl lasă datele. Două boxuri mici cu informații esențiale referitoare la credit. Landing page-ul de la Provident, care are ceva mai multe informații, dar și aici se pune foarte mare accent pe calculatorul de rate, practic este elementul cel mai important din pagină. Și unul dintre cele mai reușite landing page-uri din România, mă rog, ING-ul realizează printre cele mai performante landing page-uri, atât ca rezultate, cât și ca design și interactivitate cu utilizatorul. Practic, nu ai niciun box, ai doar o animație, îți spune cât timp a mai rămas pentru a putea să aplici la campania respectivă și un buton mare aplica acum. ING a avut anul trecut o campanie dată prin Yahoo, de nu a fost de cost pe click, a fost de cost pe action, iar rezultatele au fost excepționale. O altă întrebare care ți-o pui atunci când dezvolți o campanie, este cui se adresează produsul respectiv. Dacă ai o clinică stomatologică în Iași, evident că vei targeta doar pe zona din jurul Iașiului. Dacă ai un produs care are distribuție la nivel național, selectezi România. Deci o opțiune pentru a targeta este de a selecta o locație și o rază în jurul acelei locații. De exemplu, putem selecta Bucureștiul, și o rază de 35 de km în jurul Bucureștiului și după IP, doar pe zona respectivă va fi afișată campania dumneavoastră. Un alt tip interesant este în momentul să folosiți mai multe campanii și să le targetați în funcție de oraș și să precizați în textat orașul din care provine utilizatorul. Va avea mai mare impact și va genera o rată de click mai mare. De exemplu, dacă targetați pe Brașov, și comunicați în textat, ești din Brașov, vino la evenimentul nu știu care, va avea mai mare impact decât un textat nepersonalizat. O altă opțiune în Google Ads este de a seta durata de parcursul unei săptămâni pe care rulează campania. Sigur, implicit rulează pe parcursul întregii săptămâni, dar aveți posibilitatea de a o seta să ruleze atât să fie dezactivată în anumite intervale de timp, cât și de a rula cu un buget mai mic în anumite perioade de timp. De exemplu, luni, între 1 și 7 dimineața, ea rulează cu un buget de 50% din ziua respectivă. Pentru sâmbătă și duminică, campania este oprită. La fel pentru miercuri, iar în restul zilei rulează la nivel de 100%. Google are două metode prin care puteți licita pentru textat. O licitare manuală, în momentul în care setați pentru fiecare ad group și ulterior pentru fiecare cuvânt cheie bugetul maxim pe care aveți să-l aruncați pentru un click, sau puteți să selecta licitarea automată, în momentul în care Google își face de cap. Am avut o campanie de test abordată pe licitare automată pentru rezidențiale, dacă eu setasem pentru un cost pe click maxim de vreo 25 de cenți, Google mi-a ajuns licitarea automată până la $2. Dar, de fapt, ei nu încearcă să-ți maximizeze click-urile, ci maximizează costul și îți consumă instant. La fel,
după ce ați avut despre ce să recați vizitare manuală, monitorizați zilnic punctele cheie, măriți costul pe click la cele care nu au o poziție foarte bună listare, aveți în rapoarte pe ce loc se poziționează textatul. Dacă nu se poziționează în primele 3 și au o rată de click destul de proastă, puteți măriți costul pe click pentru a mări performanța curățului respectiv. O opțiune destul de recentă în Google este posibilitatea de a adăuga mai multe link-uri în cadrul unui textat. După cum era la în căutări, în momentul în care căutați ceva, îți apar mai multe link-uri pentru un site. Așa și în textaturi aveți posibilitatea, la început era doar pe piața din America, de la 2-3 luni s-a activat și la anumite conturi. Se pare că la toate, nu e la toate conturile din România, opțiunea de a afișa link-uri suplimentare. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care este afișat textatul, sub el mai sunt afișate încă până la 10 link-uri spre site-ul respectiv. Ei, ideal este să profitați de acest de această nouă opțiune pentru a adăuga link-uri relevante pentru textatul respectiv. Oferiți informații care sunt relevante pentru cuvântul cheie căutat. Și link-uri spre pagini la fel, care îl ajută pe utilizatorul în căutarea lui. Nu, dacă eu caut, de exemplu, clinică stomatologică, ar fi indicat să oferiți informații despre ortodonție, despre implantologie, nu despre, nu știu, operații estetice. Chiar dacă vreți să promovați și asta, pentru teme diferite, aveți posibilitatea de a face o campanie diferită. La fel, nu exploatați foarte mult numărul de click-uri pentru că pot să scadă performanța campaniei. Rata de click este calculată în cazul în care aveți numărul cât mai mare de link-uri ca procentual din numărul total de link-uri inserate în textatul respectiv. Evident, trebuie să monitorizați și concurența, să vedeți ce conțin textaturile lor, ce cuvinte cheie folosesc. Există un tool care nu este foarte performant, în fine, dar dintre puținele care afișează cam ce textaturi, ce cuvinte cheie folosește un anumit advertiser pentru a fi afișate textaturi. Și în funcție de cum evoluează concurența și de ce textaturi și cuvinte cheie folosesc de aceasta, optimizați campania dumneavoastră. Și evident, ultimul pas în lansarea unei campanii este de a monitoriza permanent rezultatele acesteia, de a monitoriza rata de click, rata de conversie, volumul de afișări și cuvintele cheie care sunt performante, repet, să le dezactivați pe cele care nu sunt, poziționarea cuvintelor, costul zilnic, costul per conversie, mai departe în Google Analytics se monitorizați bounce rate-ul generat de utilizatori și să dezactivați cuvintele care, care au un bounce rate mare și în esență costul per click să fie să realizați astfel decât să fie optim pentru campania dumneavoastră. Nu, asta ar fi cei 4 pași, modificați, ștergeți, adăugați și n-ar fi optimizați campania. Care sunt întrebări?